Lia Olguța Vasilescu dă noi explicații referitoare la indemnizațiile pentru mame. Ministrul Muncii lămurește declarațiile care au pus părinții pe jar și le promite mamelor că vor avea printre cele mai mari indemnizații din Europa. Ministrul Muncii a declarat marți, în timpul dezbaterilor din Comisia de Specialitate din Senat la Ordonanța de Urgență privind plafonarea indemnizațiilor pentru creșterea copilului, că acestea sunt îndestulătoare, precizând însă că ar putea să elimine cu totul aceste măsuri financiare. Ea a precizat că numărul persoanelor afectate de plafonarea indemnizațiilor nu este mare, fiind vorba de 1000 de persoane. Sunt țări din Uniunea Europeană care nu acordă aceste indemnizații, să le dăm la nivelul celor din Uniunea Europeană, care înseamnă 700 de euro în medie, sau să dăm maxim ca în Uniunea Europeană 1800 de euro. Noi am preferat varianta maximă. E suficient declarat? Era vorba de exprimare. Faptul că există varianta să nu o dăm deloc. Eu cred că m-am exprimat foarte bine, cred că s-a scos din context. Lia Olguța Vasilescu a reacționat și în cazul profesorilor, care vor discuții de urgență cu guvernanții pentru o plată mai mare a sporurilor, dar și procente mai mari de majorări salariale. Ministrul Muncii susține că legea salarizării nu poate fi modificată. Mai mult decât este în programul de guvernare, nu se poate. Eu, de altfel, am avut o întâlnire cu liderii de sindicate din educație și săptămâna trecută și săptămâna aceasta și acum două săptămâni. Ei înțeleg foarte bine că ceea ce scrie în programul de guvernare s-a respectat. Am dat începând din luna ianuarie 15%, ceea ce înseamnă per total o creștere mai mare de 25% cât scria în programul de guvernare. Parlamentarii USR o acuză pe Lia Olguța Vasilescu de faptul că nu înțelege problema familiilor din România atunci când vorbește despre indemnizațiile de creștere a copilului ca despre un favor pe care îl face statul. USR a anunțat că în colaborare cu PNL va depune săptămâna viitoare o moțiune simplă împotriva ministrului Muncii.